Manifestările dedicate Zilei Poliției Române constau în acest an într-o serie de evenimente dedicate comunității, ce au debutat astăzi, 24 martie, în zona centrală a municipiului Brad. Activitățile s-au desfășurat în curtea școlii gimnaziale Horea Cloșca și Crișan din Brad, unde polițiștii ai structurilor de ordine publică, poliție rutieră, acțiuni speciale, siguranță școlară, protecția animalelor și criminalistic au prezentat o parte din dotările logistice și au discutat cu elevii despre teme de interes, precum prevenirea victimizării minorilor, prevenirea delincvenței juvenile, siguranța online a copiilor ori siguranța rutieră. Copiii au încercat și vestele antiglonți ale polițiștilor, fiind încântați de întregul echipament al oamenilor legii, dar mai ales de armele acestora. Elevii au aflat foarte multe lucruri noi despre activitatea polițiștilor, au fost chiar și amprentați, unii fiind interesați și de ce se află și în autospecialele de intervenție. Aici avem sirenele, aici dăm drumul la sirene, asta e goarda. Bun, de aici schimbăm melodia la sirene. Are trei. E distractiv. Iar aici sunt luminile. Am sărbătorit astăzi împreună cu cei mici și cu cadrele didactice Ziua Poliției Române într-un mod extrem de interactiv, frumos, special pentru copii. Am prezentat o parte din tehnica Poliției Române, autospecialele de poliție rutieră, ordine publică, birou siguranță școlară. De asemenea, a prezentat parte din tehnica din dotare specială adresată minorilor, elevilor de vârste mici, pentru transmiterea unor sfaturi educative vis-a-vis de comportamentul lor în incinta școlilor, dar și în societate. Am dorit astăzi și am ținut special să le prezentăm uniforma, activitatea poliției, cu dorința de a-i atrage cât mai aproape de această profesie și de a le insufla meseria pe viitor. Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Poliției Române, vor fi premiați cei mai buni polițiști. Criteriile de apreciere vizând etica, operativitatea și profesionalismul cu care aceștia au răspuns solicitărilor comunității. Festivitatea de premiere va avea loc vineri 25 martie la sediul Poliției Municipiului Deva. Tot mâine, 130 de ofițeri și agenții de poliție vor fi avansați la gradul profesional următor, la termen sau înainte de termen. De asemenea, mâine la Deva, manifestările vor continua la Palatul Copiilor, unde, începând cu ora 12, polițiștii vor prezenta o parte din dotările tehnice și autospecialele de intervenție ale IPJ, la care sunt așteptați toți elevii.